Drojdia de bere este considerată un adevărat miracol. Este plină de vitamine, aminoacizi esențiali, proteine și minerale și poate fi un remediu pentru o serie de afecțiuni. Unii cercetători o consideră de mare ajutor în tratamentul bolilor tumorale maligne. Din start, trebuie spus că drojdia de bere nu este tot una cu cea de panificație, care este o drojdie de cultură obținută din câteva tulpini secționate artificial și care și-a mai pierdut din proprietățile nutriționale. Drojdia de bere este cel mai frecvent disponibile sub formă de pulbere sau sub formă de fulgi și este de obicei de culoare galbenă. Motivele pentru care a trebuit să fie avută în vedere sunt multiple. Fitoterapeuții susțin că un consum regulat de drojdie de bere ne poate menține în formă și chiar ne ajută să îmbătrânim mai lent. Ciuperca, căci drojdia de bere asta este, are efect regenerator, grație acidului nucleic responsabil pentru formarea de celule noi care le înlocuiesc pe cele deteriorate. Compoziția sa complexă îi conferă efecte vitaminizante, antianemice, mineralizante, antidiabetice și neuroprotectoare, fiind considerată și un tonic endocrin, stimulând benefic aceste glande. Polizaharidele din drojdia de bere stimulează funcția sistemului imunitar al organismului. Specialiștii în nutriție consideră că drojdia de bere ajută la îmbunătățirea nivelului de glucoză din sânge prin creșterea cantității de crom din organism. Cromul este cunoscut pentru îmbunătățirea toleranței la glucoză și poate îmbunătăți de asemenea sensibilitatea la insulină. În plus, previne apariția simptomelor sindromului premenstrual, care include adesea crampe, balonare și modificări ale apetitului și reduce severitatea acestora. Poate fi de ajutor bolnavilor de cancer. Drojdia de bere poate regla colesterolul și tensiunea, ajută în problemele de coagulare, întărește oasele, ameliorează anemia și este un bun aliat în curele de slăbire. Drojdia de bere este considerată de unii cercetători un adevărat medicament în tratamentul bolilor tumorale maligne, fiind de ajutor bolnavilor de cancer care au recurs sau recur la iradiere. Beneficiile drojdiei de bere sunt numeroase, cereți însă sfatul unui medic înainte de a o folosi ca remediu naturist, pentru că, în ciuda acestor beneficii, drojdia de bere nu este chiar pentru oricine, relatează știri pe surse.ro.